Slăvit să fie Domnul, vă invit să vă ridicați în picioare și să-i dăm cinste lui Dumnezeu, să citim cuvântul lui Dumnezeu din epistola lui Pavel către Filipeni la capitolul 3, o să citim versetele 13 și 14. Cuvântul Domnului spune astfel: Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Peste tot în lume, oamenii îl caută pe Dumnezeu și fiecare îl caută în modul lui, cum îl înțelege pe Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel trasează o cale, o țintă și în același timp este și o pildă pentru oamenii din vremea lui și pentru noi în ziua de astăzi. Apostolul Pavel lansează un mesaj, ne aduce un mesaj în ziua de astăzi prin cuvântul acesta și ceea ce noi ca și credincioși trebuie să urmăm cuvântul lui Dumnezeu. Este un cuvânt foarte important, este un cuvânt care poate să ne ajute din punct de vedere spiritual, dar nu numai atât. Fiecare trebuie să-L slujim pe Dumnezeu, trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem o relație cu Dumnezeu, fiecare în măsura cât L-a înțeles pe Domnul și cât îl înțelege pe Domnul. Apostolul Pavel vorbește de pe o treaptă înaltă, dar el nu se vedea la acea treaptă. Pentru că el spune faptul acesta și îmi place foarte mult pentru că Apostolul Pavel vorbește cu umilință și face afirmația aceasta. Nu că l-am apucat deja, deși Apostolul Pavel a avut experiențe profunde cu Dumnezeu. Apostolul Pavel l-a slujit pe Dumnezeu 100%, a avut o dedicare deosebită, totuși el vorbește de pe o treaptă a smereniei. Și în ziua de astăzi am vrea să avem trei priviri importante și să rugăm pe Dumnezeu ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să privim în aceste direcții și să putem pleca din locul acesta cu gândul acesta al Apostolului Pavel. Alerg spre țintă, spre premiul alergării cerești. Și una dintre, să zic așa, dintre privirile pe care Apostolul Pavel le are, privește în trecut, dar atunci când privește în trecut, uită ce a fost acolo. Există partea aceasta foarte importantă a credincioșilor. Și aici nu vorbește Apostolul Pavel despre oamenii din afară, vorbește despre el prima dată și acest mesaj ne vorbește nouă. Fiecare dintre noi greșim într-un fel sau în altul, mai puțin sau mai mult. Fiecare dintre noi poate am avut eșecuri spirituale sau lucruri care alții ni le-au făcut sau răni pe care le purtăm în inima noastră. Știți cât de mult contează aspectul acesta să înțelegem lucrul acesta că acele lucruri care au fost în trecut, să nu mai ne gândim la ele, să le uităm pur și simplu. Greșelile, ispitele, eșecurile, păcatele sunt o piedică de a înainta pe cale. Sunt o piedică de a-L sluji pe Dumnezeu. Sunt o piedică serioasă în calea fiecărui creștin, indiferent cine ar fi el. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață lucrul acesta, că lucrurile acestea sunt o piedică. Ce putem ca să facem astăzi în mod practic? Noi nu putem schimba trecutul pentru că nu se mai poate. Nu putem să facem nimic altceva decât să îl rugăm pe Hristos să curățească acel trecut. El să curățească, să aducă eliberare de acele lucruri care împiedică.
Este o transformare pe care Dumnezeu o face prin Duhul Sfânt în mintea fiecăruia, în inima fiecăruia, în viața personală a fiecărui suflet. Uitând ce este în urmă. Sunt oameni care, chiar dacă sunt iertați de Dumnezeu, ei se gândesc la ce a fost în trecut. Apostolul Pavel, la un moment dat, în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem faptul acesta că el spunea faptul acesta: nu sunt vrednic ca să fiu chemat apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Hristos. El știa greutatea păcatului, dar lucrurile acelea, spune aici în Filipeni, eu uit ce a fost acolo și alerg spre ceea ce este înainte. Păcatul condiționează orice persoană. Păcatul aduce faliment, păcatul aduce boală, păcatul aduce necaz, păcatul te duce în iad. În ziua de astăzi ne rugăm Domnului ca Domnul să aducă eliberare în dreptul fiecăruia. Dumnezeu să facă lucrarea aceasta de înnoire a fiecărei inimi și Dumnezeu să ne dea capacitatea aceasta de a uita acele lucruri negative, dar nu să uităm și să facem finta de ele, cum se spune în italiană. Nu! Rezolvându-ne, pocăindu-ne înaintea lui Dumnezeu. Sfințindu-ne înaintea lui Dumnezeu, pentru că El dă puterea aceasta de a uita, ne dă puterea aceasta de a avea bucurie în inima noastră și de a putea să alergăm înainte. Dar un alt aspect, să știți că trecutul nu-i doar problema păcatului. Sunt oameni care trăiesc numai din amintiri. Pe vremea noastră sunt și minuni pe care Dumnezeu le-a făcut și multe experiențe pe care le avem în trecutul nostru. Dar noi nu putem să ne focalizăm pe ceea ce a fost. Sunt, să zic, amintiri plăcute, sunt lucruri frumoase, sunt experiențe pe care le trăim sau care le-am trăit, dar acele lucruri nu trebuie să fie țelul nostru. Ele trebuie să rămână ca și pietre de aducere a minte a fiecărui dintre noi, dar acele lucruri nu trebuie să condiționeze alergarea noastră spre țintă. Pentru că sunt oameni care trăiesc doar din amintiri și uită să trăiască la prezent și uită să trăiască la viitor. Mă rog Domnului ca Domnul să ne binecuvinteze să avem întotdeauna o minte trează, să avem întotdeauna o minte înțeleaptă pentru a fi plăcuți lui Dumnezeu și de a putea ca să alergăm spre țintă. Acea țintă pe care Apostolul Pavel vorbește despre ea. Un alt aspect este a privi la viitor. Și Apostolul Pavel spune, aruncându-mă spre ce este înainte. Aruncându-mă spre ce este înainte. Până a ajunge la țintă, există un viitor. Până a ajunge la țintă, există un viitor. Și fiecare dintre noi trebuie să ne fixăm anumite scopuri sau anumite țeluri, nu scopuri personale, scopul lui Hristos. Și unul dintre lucruri pe care îl înțelegem din Cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 17, Apostolul Pavel vorbește despre faptul acesta, 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 17, Apostolul Pavel vorbește despre faptul acesta și anume a avea o viață consacrată pentru Dumnezeu. Atunci când eu privesc înainte, când privesc în viitor, eu trebuie să mă gândesc la faptul acesta că am o viață consacrată pentru Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru ceea ce Dumnezeu vrea ca să facă cu viața mea. Și fiecare credincios trebuie să aibă acest mod de gândire, acest obiectiv în viața lui. Viața consacrată pentru Dumnezeu. O viață consacrată pentru Dumnezeu. Cât este viața ta consacrată pentru Dumnezeu, pentru planul lui Dumnezeu? Nu venitul la biserică. Nu doar o slujire publică. O viață consacrată pentru Dumnezeu. Și Apostolul Pavel a avut o viață consacrată
absolut în fiecare direcție spirituală. Și omul acesta vorbește despre o viață de rugăciune. Omul acesta vorbește despre o jertfă totală pentru Dumnezeu. Omul acesta vorbește despre lucruri înalte din punct de vedere spiritual. Și atunci când apostolul Pavel vorbește bisericilor, îl durea situația bisericilor, îl durea inclusiv și situația fiecărei persoane, pentru că atunci când el scrie bisericilor sau persoanelor, vorbește despre acele lucruri. Dar nu numai este vorba despre o viață consacrată. Atunci când privim în viitor, atunci când ne aruncăm spre înainte, noi trebuie să ne fixăm obiectivul acesta, mântuirea oamenilor pierduți din jurul nostru. Ce este mai important pentru biserică decât ca în jurul ei oamenii din afară să fie mântuiți? Să fie mântuiți copiii noștri, să fie mântuiți nepoții noștri, să ne fie mântuiți rudeniile noastre, să fie mântuiți vecinii noștri, să fie mântuiți oamenii din jurul nostru. Dacă ar fi ca astăzi, în locul acesta, să ridice mâna sus câți oameni au fost mântuiți în bisericile din Italia, oameni care au venit din România, necunoscându-L pe Dumnezeu și au fost mântuiți aici, în țara aceasta, în bisericile noastre. Obiectivul fiecăruia dintre noi trebuie să fie mântuirea celor pierduți. Și apostolul Pavel era concentrat pentru acest lucru. Era în stare să-și dea viața pentru oamenii care sunt nemântuiți. Era capabil de lucrul acesta. Dar unul dintre lucruri care apostolul Pavel era reabilitarea celor căzuți. Sunt oameni care cad în fiecare zi din punct de vedere spiritual. Sunt oameni care păcătuiesc într-un mod urâcios. Sunt oameni care cad de la credință. Sunt oameni care zac acolo în starea lor și sunt foarte puțini care au capacitatea și au puterea din partea lui Dumnezeu să reabiliteze acele persoane. Dumnezeu ne spune în ziua de astăzi că reabilitarea celor căzuți din jurul nostru, din biserică, trebuie să fie obiectivul principal al bisericii și trebuie să fie obiectivul nostru personal. Este o durere imensă atunci când privesc în familiile noastre, unde ne cresc copiii, unde ne cresc adolescenții, unde ne cresc tinerii și se duc în lume. Și doar un părinte poate să înțeleagă acea durere. Apostolul Pavel, când vorbește despre viitor, aruncându-ne spre înainte, atunci când merg pe drumul vieții acesteia, apostolul Pavel vrea să ne spună faptul acesta, să ne uităm în jurul nostru și să vedem ce este de făcut. Care sunt lucrurile care îmi aparțin mie personal ca să le fac pentru Dumnezeu și să le fac pentru cei care sunt în jurul meu. A judeca pe cineva care este căzut acolo în necazul lui, în problema lui, în păcatul lui, este cel mai simplu lucru. Orice prost poate să facă lucrul acesta. A judeca și a disprețui. Orice fraier poate să facă lucrul acesta. Dar un om spiritual, un om care privește înainte, este acel om care știe să meargă acolo și să ridice. Și Dumnezeu astăzi vrea să ne spună lucrul acesta prin cuvântul acesta, a privi la reabilitarea celor căzuți, a-i ridica de acolo, pentru ca într-o bună zi să te poți bucura în cer împreună cu El. Nu numai atât, atunci când privim în viitor și ne aruncăm spre ceea ce este înainte, este să fim credincioși în slujba încredințată nouă. O slujbă încredințată nouă. Și aici lucrul acesta poate să fie în toate direcțiile posibile, de la
începând de la păstor, la oamenii care sunt în slujbă, la cei care au darurile Duhului Sfânt, și mă opresc aici în dreptul lucrării Duhului Sfânt. Dumnezeu are nevoie de tine pentru că Dumnezeu ți-a încredințat o slujbă a darurilor Duhului Sfânt. Și această slujbă, noi trebuie să fim la dispoziția lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu are nevoie de noi, nu când noi avem chef. Nu atunci când, vezi, Doamne, ne simțim noi în al nouălea cer, nu. Atunci când Dumnezeu are nevoie să mustre, să îndemne, să ridice, să vindece, să dea viață, să dea putere, să dea har, să dea un cuvânt pentru cei care au nevoie, atunci când Dumnezeu are nevoie de acea slujbă încredințată ție. Acea slujbă încredințată ție. Care este slujba încredințată de Dumnezeu pentru tine? Și cât ai lucrat în slujba respectivă? Cum ai lucrat în acea slujbă? Și un alt aspect, atunci când Pavel vorbește despre a privi spre viitor, el face o remarcă foarte importantă. Privesc spre premiul alergării cerești. Adică aleargă să câștige. Aleargă să câștige acel premiu. Aș vrea să înțelegem faptul acesta că trăim o vreme în care cei mai mulți nu mai privesc spre așa ceva și se vorbește tot mai puțin despre a doua venire a lui Hristos și se vorbește tot mai puțin despre premiul alergării cerești. Pentru că problema care se pune în cele mai multe rânduri este faptul că avem tot ceea ce ne trebuie și nu ne mai interesează altceva. Și Apostolul Pavel era concentrat pe acest premiu al alergării cerești. Omul acesta nu pierdea deloc din vizorul lui acel premiu al alergării cerești. Și în momentul în care cineva aleargă, în momentul în care cineva privește spre acel premiu, nu mai are timp ca să îl împiedice lucrurile lumii acestea, așa cum ni se spunea la timpul de rugăciune și la timpul care l-am avut la închinare înaintea lui Dumnezeu. Lucrurile respective. Apostolul Pavel vorbește despre acest premiu al alergării cerești. Aș vrea să înțelegem faptul acesta că noi, ca și credincioși, noi ca și slujitori al lui Dumnezeu, trebuie să avem întotdeauna în vizorul nostru lucrul acesta. Și Pavel se focalizează pentru lucrul acesta. Și omul acesta avea întotdeauna ochii îndreptați asupra lui Hristos. Și lucrul acesta îl avea în vizorul lui zi și noapte. Și al treilea lucru pe care ne arată cuvântul lui Dumnezeu, nu doar a privi la trecut și a uita acest trecut, nu doar a privi în viitor, ci este să privim la prezentul nostru. Alergarea. Alergarea este o lucrare care întotdeauna la timpul prezent. Alerg. În mod continuu, alerg spre țintă. Alergarea, ce implică ea? Care sunt lucrurile care implică în alergare? Există un efort și atunci când noi alergăm, în primul și în primul rând ne dăm timpul nostru. Timpul nostru. Alergarea necesită timp. Cât dai din timpul tău lui Dumnezeu? Timpul este prețios. Timpul este prețios. Foarte mulți oameni se ocupă cu banalități. Nu numai că nu aleargă, nici măcar nu merg pe cale. Timpul este prețios. Este enorm de prețios. Mai mult decât ne putem gândi noi. Și
Cuvântul lui Dumnezeu ne învață faptul acesta că noi trebuie să punem preț pe timpul care Dumnezeu ne l-a dat. Biblia spune că mai mult face o zi în casa Domnului decât o mie în altă parte. Asta înseamnă că timpul are valoare. Timpul care îl stăm aici are valoare. Timpul care ne rugăm are valoare veșnică, are valoarea vindecării, are valoarea eliberării, are valoarea mântuirii. Timpul care îl stăm în prezența lui Dumnezeu este un timp extraordinar de prețios. Timpul care îl petrecem în casa noastră cu Dumnezeu are o valoare. Timpul care îl petrecem cu copiii noștri are o valoare. Atunci când îl slujim pe Dumnezeu are o valoare. Și gândiți-vă, să facem, să zic așa, balanța aceasta. Cât dăm pentru Dumnezeu și cât dăm pentru noi sau pentru lucrurile acestea materiale, pentru lucruri care au mai puțină valoare. Cât dăm? Timpul este prețios. Și Dumnezeu ne învață și Apostolul Pavel ne spune despre faptul acesta. Alerg spre țintă. Adică fac ceva cu timpul meu. Dar nu numai cu timpul meu. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne învețe că Dumnezeu ne-a dat daruri sau ne-a dat talente care sunt lucruri care le avem în DNA-ul nostru. Sunt daruri care Dumnezeu ni le-a dat din naștere, sunt lucruri care Dumnezeu ni le-a dat ca și daruri spirituale, care Dumnezeu le-a dăruit fiecăruia. Exact cum este un atlet care aleargă pe acea pistă de atletism și el în momentul în care aleargă nu poate să se încurce salutându-i pe oameni din tribună, nu, el aleargă pentru ca să câștige acel premiu. Și există un dar în trupul lui și este un talent pe care îl are pentru ca el să alerge să câștige premii. Din punct de vedere spiritual, tu ești un copil al lui Dumnezeu. Pentru tine și-a dat viața Hristos, pentru tine Domnul a plătit mântuirea cu însuși viața sa, cu sângele său, a plătit prețul păcatului și astăzi tu ești copil al lui Dumnezeu. Și pentru faptul că ești copil al lui Dumnezeu, tu nu poți ca să te încurci cu treburile lumii acesteia. Pentru că tu ești luat la o oaste, tu te-ai înscris la oaste cerească. Și între tine și lume nu-i nicio treabă, nu trebuie să existe niciun amestec. Apostolul Pavel vorbește despre timp, vorbește despre talentele noastre, dar nu numai atât, vorbește și despre aspectul acesta, pentru că în momentul în care eu mă dedic unei alergări, eu mă dedic unei lucrări lui Dumnezeu, eu nu numai că mă dedic pe mine însumi, nu numai că dedic familia mea pentru Dumnezeu, eu dedic și ceea ce eu am, bunurile mele. Biserica primară a făcut lucruri extraordinare și ele rămân ca și model. Rămân ca și model, rămân model pentru persoane, pentru familii, pentru biserică, rămân în cuvântul lui Dumnezeu pentru ca noi să învățăm de la ele. Dumnezeu ne-a dăruit ceva și acele lucruri care Dumnezeu ne le-a dăruit, Dumnezeu vrea ca să îi le punem în slujba Lui. Să punem în slujba lui Dumnezeu banii noștri, să punem în slujba lui Dumnezeu casele noastre, să punem în slujba lui Dumnezeu mașinile noastre, să punem în slujba lui Dumnezeu ceea ce El ne-a dat. Domnul să ne binecuvinteze să înțelegem faptul acesta că noi suntem chemați ca să privim la prezentul nostru. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Astăzi ești aici. Cântărește prezentul acesta. Ai ajuns în momentul acesta, ești în situația în care ești, Dumnezeu vrea ca să te ridici. Dumnezeu vrea să privești astăzi în viața ta, să privești în familia ta, să privești în viața ta și să te concentrezi pe ceea ce este înainte. Sunt oameni care nu se pot ridica, sunt oameni care au greșit, l-au întristat pe Dumnezeu și rămân acolo. Dumnezeu te cheamă în ziua de astăzi să te ridici și să faci o cercetare a vieții tale, a trăirii tale și să pornești în această alergare spirituală. Să pornești și să faci voia lui Dumnezeu, să-L slujești pe Dumnezeu într-un mod, în așa fel încât să poți să primești
premiul alergării cerești. Un lucru pe care ne arată cuvântul lui Dumnezeu în ziua de astăzi este faptul acesta că viața pe care noi o trăim, viața pe care noi o trăim, ea stabilește un model. Așa cum tu trăiești, tu ești un model pentru cei din jur. Și nu contează că ești slujitor sau că ești o persoană în biserică care spui că nu te cunosc prea mulți, tu stabilești un model de viață pentru cei din jurul tău. Tu stabilești un mod de viață pentru cei din jurul tău, pentru tine, pentru soția ta, pentru soțul tău, pentru copiii tăi, pentru cei din jurul tău, tu stabilești un model pentru ei. Și așa cum tu ești, așa vor trăi și oamenii din jurul tău. Nu vor trăi diferit. Vei stabili un mod de viață. Când apostolul Pavel spune faptul acesta că eu alerg spre țintă, apostolul Pavel nu spune lucrul acesta într-un mod egoist. El stabilește un mod de viață pentru mine, el stabilește un mod de viață pentru noi, el stabilește un mod de viață pentru fiecare din locul acesta, indiferent că, ce știu eu, ești poate adolescent acolo și spui că Dumnezeu nu are nimic cu tine. Ba da, are ceva cu tine. El stabilește un mod de viață și el lasă în ziua de astăzi un mod de a trăi. Astăzi Dumnezeu vrea să ne spună faptul acesta că nu dacă noi știm să vorbim bine, lăsăm un model. Noi lăsăm un model dacă trăim după voia lui Dumnezeu. Și lucrul acesta contează pentru noi. Noi trebuie să fim atenți la ce vorbim când suntem în afară de locul acesta. Când suntem acasă sau poate suntem la locul de muncă sau în altă parte. Contează foarte mult. Contează la modul cum trăim cu oamenii din jurul nostru, pentru că lucrul acesta va impacta foarte mult situația spirituală. Și avem nevoie în ziua de astăzi să ne găsim într-acea stare în care să fim găsiți plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel când spune despre faptul acesta, la timpul acesta prezent, alerg. Și alergarea este un lucru care se întâmplă în mod continuu, este la timpul prezent. Adică în mod continuu fac lucrul acesta, nu uit ca să alerg pe cale. În momentul în care cineva se oprește din punct de vedere spiritual, devine o problemă pentru el. Devine o problemă pentru cei din jur. Pentru că în momentul în care ai căzut, în momentul în care ai căzut, căderea respectivă poate ca să fie fatală din punct de vedere spiritual. S-ar putea că ai pierdut. A fost cu ceva timp în urmă la un concurs unde nu mai știu câți au fost atleții pe pistă, unul dintre atleți a căzut jos. A căzut jos și nu a mai putut ca să își continue alergarea. Și ceilalți, când au văzut, s-au întors înapoi și au luat persoana respectivă și au mers împreună până au ajuns toți la linia de sosire. A alerga nu e un lucru ușor. Și când Pavel vorbește, alerg spre țintă, nu trăia o viață comodă cum o trăim noi. Prețul credinței era cu viața. Predicarea Evangheliei era plătită inclusiv cu prețul vieții. A fi proroc în timpul respectiv nu era ușor. Să fii predicator în vremea respectivă nu era ușor, să fii slujitor în vremea respectivă nu era ușor, să plantezi biserici nu era ușor. Lucrarea care era făcută, să scrii epistole, nu era ușor. Și totuși el spune, alerg spre țintă. Nu mă uit la ceea ce este în jurul meu.
Erau priviri total diferite. Când privea în jurul lui, nu erau condițiile respective, care le avem noi astăzi. Era o viață total diferită, era greu. Este adevărat că sunt fiecare generație are luptele ei, are necazurile ei, are sfidele ei, are provocările ei. Dar în ciuda la toate aceste lucruri, Dumnezeu ne spune să privim înainte. Dumnezeu ne spune să alergăm pe cale. Și astăzi, mă rog Domnului ca Domnul să ne binecuvinteze, să înțelegem faptul acesta că trebuie să ne luptăm, trebuie să alergăm și să căutăm cu tot din adinsul ca să trăim viața noastră spirituală la cel mai înalt nivel spiritual posibil, să-L putem sluji pe Dumnezeu, să putem ca să primim premiul din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care ne dă puterea, Dumnezeu ne dă Duhul Său cel Sfânt, Dumnezeu ne dă har, Dumnezeu ne dă biruință, Dumnezeu astăzi lucrează și ne binecuvintează pe fiecare în parte. Iubiți frați și surori, aș vrea să înțelegem faptul acesta că ceea ce ne redă cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce ne spune Apostolul Pavel este un lucru pe care îl alegem. Este un lucru pe care trebuie să îl hotărâm, trebuie să îl decidem în viața noastră. Și lucrul acesta nu trebuie să îl lăsăm să îl amânăm pentru o altă dată. Nu trebuie să îl lăsăm să îl facem altă dată, poate o să vină o altă posibilitate. Aș vrea să înțelegem că lucrul acesta trebuie să îl alegem noi, trebuie să ne hotărâm noi și trebuie să căutăm lucrul acesta. Gândește-te la faptul acesta de când ai încheiat legământ cu Domnul. Până astăzi, cum a fost alergarea ta? Cum a fost alergarea mea? Să înțelegem faptul acesta, cum a fost această alergare și dacă mai este alergare în unele rânduri sau în unele vieți. Dumnezeu astăzi vrea să-ți aducă eliberare, Dumnezeu astăzi vrea să-ți aducă înnoire, Dumnezeu astăzi vrea să ridice fiecare suflet care este căzut, să binecuvinteze fiecare inimă să poată să meargă pe cale lăudând pe Domnul și făcând ceea ce Dumnezeu i-a dat ca să facă. Apostolul Pavel avea toate aceste lucruri pe care le-am spus și mult mai mult decât am putut eu în ziua de astăzi ca să expun astăzi în fața bisericii, mult mai multe lucruri. Este personajul care privea în jurul lui și vedea oameni nemântuiți, vedea oameni care au căzut de la credință, oameni care l-au vândut, oameni care i-au făcut rău, foarte multe tipuri de oameni, dar a văzut și oameni care îl slujeau pe Dumnezeu. A văzut și oameni care priveau și ei spre țintă, așa cum și Apostolul Pavel privea spre țintă. Aș vrea să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu și să facem și noi în ziua de astăzi, să alergăm spre țintă, să ne luăm în modul cel mai serios lucrul acesta, să ne luăm în modul cel mai serios relația noastră cu Dumnezeu, să ne luăm în modul cel mai serios slujirea noastră pentru Dumnezeu, să ne luăm în modul cel mai serios relațiile pe care le avem unii cu alții, să ne luăm în modul cel mai serios credința noastră în Dumnezeu, să ne luăm în modul cel mai serios toate aceste lucruri și să privim la ele și să căutăm să facem voia lui Dumnezeu. Sunt lucruri care trebuiesc luate în serios. Sunt oameni care astăzi mântuirea este ceva opțional. Unde o să meargă toți, acolo am să mă duc și eu. Foarte mulți oameni spun lucrul acesta. Foarte mulți oameni iau în mod serios calea Domnului. Așa cum a fost Esau cu Iacov. Esau a nesocotit dreptul de întâi născut. Așa cum foarte mulți astăzi își vând mântuirea pe nimic. Își vând mântuirea, își vând sufletul pe nimic. Și Apostolul Pavel spune, alerg spre țintă, fac un singur lucru. Nu vei putea să faci multe lucruri, adică să te încurci cu lucrurile lumii și cu lucrurile lui Dumnezeu. Nu ai cum, e imposibil. Ori faci una, ori faci alta.
Ori ești în lume, ori ești în casa lui Dumnezeu. Nu poți să fii cu un picior afară și unul în casa lui Dumnezeu. Nu poți. Ori vei fi într-o parte, ori în alta. Nu poți să slujești la doi stăpâni. La unul singur ai putea să slujești. Și acela să fie Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea har, Dumnezeu să ne dea biruință, Dumnezeu să ne ajute să lucrăm pentru Dumnezeu. Să lucrăm pentru Dumnezeu, Apostolul Pavel, lucrul acesta l-a avut în inima lui, în viața lui, l-a avut ca și obiectiv al vieții lui și spune cuvântul lui Dumnezeu că în finalul vieții Apostolul Pavel spune, mă așteaptă premiul alergării cerești. Omul acesta a putut să spună lucrul acesta. Domnul să ne dea putere să avem această mentalitate, dacă aș putea să spun, să avem gândul acesta, modul acesta de a lucra pentru Dumnezeu, de a-L sluji pe Dumnezeu, de a face voia lui Dumnezeu, de a trăi pentru Dumnezeu. Că de fapt, în momentul în care noi ne dedicăm lui Dumnezeu, când privim înainte, privim la Hristos, când privim la Hristos, privim la ceea ce Hristos privește. Pentru că în momentul în care Hristos vede un om căzut, când vede un om nemântuit, îl doare pentru el. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea puterea de a alerga spre țintă, de a privi spre acel premiu al alergării cerești și să ne putem bucura de lucrul acesta, să avem această satisfacție în lăuntrul nostru, această bucurie în lăuntrul nostru că am făcut ceea ce este bine, ceea ce Dumnezeu a vrut ca să facă. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.